Oh my god, sper să nu cadă camera, deci stă pe o sticlă de șampon. Salut, sunt Rinca și astăzi în sfârșit o să fac my makeup routine, rutina mea de machiaj, deci m-am dorit mereu să fac videoul ăsta și nu l-am făcut niciodată. Dar am zis că a venit momentul pentru că în sfârșit mă machiez și eu și nu mai mi-e teamă de ce o să zic ai mei. Astăzi o să vă arăt cum mă machiez eu, cum fac chestia asta să arate bine. Mă rog, arată bine și fără. Adică trebuie să știți asta, că toată lumea arată la fel de bine și cu machiaj și fără machiaj. Machiajul este... N-ai nevoie de machiaj ca să arăți bine, ok? Asta e ideea. Și în timp ce să vă arăt cum mă machiez eu, o să și vorbim despre chestii din astea și poate vă dau și sfaturi și da. Hai să începem. Și mereu... Oh my god. Deci trebuie să vă explic ce fac? Deci mi se pare așa de ciudat și mă simt așa prost. Deci... The Ordinary Natural Moisturizing. Nu e primer, nu folosesc primer. Adică nu știu să folosesc, nu știu, nu, așa că doar îmi hidratez pielea, plus că e frig afară. Sper să ies din casă totuși, adică să nu fac videoul ăsta și să îl fac degeaba. Ok. Ok. Încep cu sprâncenele și am Revolution Soap Brow, care efectiv se pun pentru sprâncene și îl ud cu niște asta de la Mario Bădescu, nu contează, pot să o și cu apă, bine mersi, dar asta e fâs și mai ușor. Aveam creionul ăsta de sprâncene de la MUA, nu contează, chestia e că iau pensula asta pentru că n-am spuli din ăla și gen pensula mai ca lumea de sprâncene, așa că o folosesc pe asta. Și încerc să-mi fac sprâncenele, nu știu, să stea într-o poziție, părul cel puțin, pentru că, da, nu știu, chestia asta, dacă pe chestia asta cu să pun, durează mai mult și arată mai bine. Dacă aș folosi alt tip de pensulă, aș putea să le fac să arate și mai mari și mai pufoase, ar fi fain, dar nu am pensulă din aia. Și acum eu de pur și simplu arăt ce fac sau trebuie să vă și vorbesc alte chestii, adică ăsta e un get ready with me sau ce e ăsta? De ce sunt, nu știu, mereu mi-am dorit să fac chestii de genul, dar că mă simt prost pentru că știu că nu sunt nici pe departe beauty guru sau habar n-am, însă fiind rutina mea, cred că ar fi corect să vă spun și să vă explic ce fac, nu? Nu? Doamne, sprâncena asta nu știu ce are. Sprâncena mele, dacă nu v-ați prins, nu arată niciodată la fel. Dar asta... Mi-a rog, eu încerc să le fac să arate la fel, de-aia folosesc și fac toate chestiile astea. Încerc, nu zic că-mi iese, dar... Cel mai mult, în toată rutina mea, mi-au durează sprâncenele pentru că sunt vai de capul lor și încerc să le fac să arate decent. Adică, pentru mine, dacă nu am sprâncenele cât de cât ok, degeaba totul, știi? Bă, nu pot să fac mai mult de atâta, am încercat... atât cu săpunul, pentru că... mai bine atât nu se poate și acum... Tot de la Revolution, doamne, scrie, s-a dus, ok, ăsta e Focus and Fix Eyebrow Shaping Kit, e pudră și cu o pensulă cât de cât subțire, adică am văzut că este și mai subțire de atât, dar, mă rog, bag în culoarea asta care nu este așa de închisă, oricum speciale mele sunt închise, adică n-aș putea să le fac mai deschise la culoare, presupun. Și acum încerc să corectez pe aici, să fac să pară totul ok. Și trust the process, adică poate că acum arată un pic nu știu cum, dar mai am timp să le curăț, să le mai... Da, stați așa că nu... Prefer să desenez mai mult și după să șterg. Mai bine să ai de unde ștergi decât să mai adaugi, știi? Eu acum încerc să stau și cumva ca să vedeți voi, deci stau într-o poziție așa de awkward. Ca să mă vedeți de departe, eu stau așa. Frumos, o să am o cocoașă foarte drăguță. Mulțumesc! Nu-i vina voastră, glumesc. Și asta fac, acum încerc să
eu. Și după ce fac chestia asta, o să iau un băț de urechi. Da, lumezesc în gură, nu știu de ce vi se pare așa ciudat. Făceam live-uri cândva și făceam chestia asta pe live și îmi ziceau, nu știu, prima în comentarii și era lumea așa, iu, de ce bagi în gură? Ca să te oftiști tu. Da, eu bag în gură. Îmi pare rău că nu am mereu o chiuvetă sau nu știu ce. Mă rog, acum am chiuveta în fața mea, doar că tot e măi. Nu trebuie să dau explicații nimănui, ok? Cine o să înțeleagă, o să înțeleagă și aia e. Mă rog, gata, sprânceana asta mi se pare așa de faină, însă după asta nu-mi place și e culmea pentru că asta fără machiaj oribilă și asta fără machiaj e ok, e ca lumea. Și nu înțeleg de ce când pun machiaj pe asta ok, se face nașpa. Nu știu, mă lupt cu sprâncenele mele de niște ani, pot să zic, și... În zadar, mi se pare că nu am făcut foarte multe progrese, adică dacă vă arăt pozele acum 2 ani, când am început această luptă, o să spuneți că da, e mult mai bine. Dar mă gândesc că până acum ar fi trebuit să fiu la perfecție, știi? Am terminat cu sprâncenele, atâta fac eu pe aici, mi le lungesc și acum o să continuăm cu restul feței, pentru care nu fac așa multă chestie, nu port fondete, n-am purtat în viața mea și efectiv mi-e frică, pentru că oh my god, ok, concealer. Cândva se vedea că e de la Maybelline Fit Me. Am și buretel ăsta de la Real Techniques și ud un pic. Și o să pun pe aici corector, așa, și un pic pe aici. Și aș mai pune pe unde mai am coșuri sau pete. Cam așa. Și după blenduiesc. Stați așa că au venit ai mei și mai trebuie să luăm o pauză. Ne vedem din nou peste... Stați așa. M-am întors. Ok, deci acum am aflat că nu am achis degeaba și o să pot să ies. Așa, deci după ce mi-am făcut sprâncenele inegale și... corector. Chestia asta nu o fac mereu, o să o fac acum de dragul videoului, ca să par și eu mai profi. O să iau pudră de față, Essence My Skin Perfector Loose Fixing Powder. Nu știu dacă se iau cu pensule sau cu burete, nici nu am pensulele, că am zis că nu o să fac chestia asta, dar acum o să iau cu buretele și o să pun pe unde am pus corectorul. Depinde cum pui. Cred că am pus pe unde trebuie. Ok, o să rămânem așa. O las un pic să stea și între timp o să ne ocupăm de gene. Și pentru gene, nu mai fac eyeliner. Dacă am avut o perioadă în care purtam eyeliner, însă acum am realizat că eyelinerul poate fi înțeles greșit. De-aia acum am realizat de ce se uitau moșii ciudat la mine metrou. Credeau că sunt mai mare decât sunt de fapt, probabil fix în cauza eyelinerului. Nu știu, nu vreau să... Zic că e ok că se uitau așa la mine, dar cred că ăla poate fi un motiv. Dar de-aia doar îmi îndoi genele. Aveți grijă să vă îndoiți foarte bine genele, dar să nu vi le îndoiți, să vi le rupeți. Deci am descoperit că sunt oameni care nici măcar nu își îndoaie. Unii oameni care nu fac chestia asta înainte să-și pună rimel și gen... Pe bune, degeaba îți pui rimel dacă nu se îndoi genele înainte. Mă rog, acum o să dau pudra la o parte. N-am altă pensulă la mine momentan, așa că o să folosesc pasta de blush, care n-are blush pe ea, dar o să aibă în curând. Și acum teoretic înseamnă că mi-o să mi se păstreze foarte, foarte frumos tot concealerul. Să sperăm că n-arată cakey. Uneori arată nasol, depinde de câtă pudră pui. Odată mi s-a întâmplat să arate nasol și să mi se atragă atenția și m-am simțit prost, dar e ok. Mă rog, acum blush, Pink Promise, asta e de la Makeup Obsession. Doamne, mi se pare așa de tare că chestiile astea sunt magnetice și gen poți să le dai jos și dacă aveau altă paletă poți să le pui acolo. Mi se pare foarte tare, adică, mă rog, cred că e ceva normal la machiaj, dar pentru mine, nu știu, n-am mai văzut până acum. Și eu folosesc blush-ul ăsta așa, care e un pic, nu e așa roz, și îl pun în sus cumva și un pic pe nas, pentru că nu vreau să pară așa albă.
și pe bărbie și par un pic mai bioaie și dacă mi se pare că e un pic prea roșu, o să mai blendesc un pic cu buretele. Și acum pentru ochi, ce am eu pentru ochi? Nu mai folosesc eyeliner, dar uneori când am genele așa ridicate, mă dau cu creion de ăsta dermatograf și mă dau fix pe linia aia de sub gene, ca să zic așa. După ce fac asta, o să mă dau cu rimel și am rimelul ăsta de la Milk și mă dau, încerc să dau mai mult, adică să aplic mai mult rimel pe la partea asta ochiului. La mine e super dubios că uneori ori îmi stau genele ridicate toată ziua, ori mi se proștesc în secunda în care ies afară și nu știu exact de ce. Și azi nu știu, nu vreau să mă dau și pe genele de jos cu mascara Havana. Și fac uneori doar asta, dar nu știu, mai nou am o chestie pe care îmi place foarte mult să o fac și adică iau pensulica asta subțire. Pensulele astea sunt de la Miniso, adică sunt mai multe, mă rog, sunt de ochi și sprâncene în general, dar asta și iau tot din setul ăsta cu pudră pentru sprâncene, oricare culoare de fapt, și mă duc aici în inner corner și fac chestia asta așa. Și mi se pare că arată mult mai bine, zici că lungește ochiul cumva, îl face să arate mult mai ok. Însă depinde cum o pui, pentru că dacă nu o pun cum trebuie, zici că pur și simplu smurdară la ochi. Cred că o să îmi contorez buzele un pic, adică iau tot așa culoarea asta și nu mă duc nici mai sus, nici mai jos, pur și simplu îmi accentuez forma buzelor, pentru că chiar dacă buzele mele nu sunt drăguțe, nu sunt mari, nu sunt mici, sunt cât trebuie și au o formă ok, adică n-am nici Cupid's bow-ul ăla frumos, așa în formă de V, dar faptul că sunt așa, și acum chestia asta e la modă, dacă nu le fac chestia asta, nici nu se vede, pentru că chiar dacă au forma asta, nu e o linie foarte accentuată, ca să zic așa. Zici că am mustață. Cam așa fac chestia asta și mă dau cu surgurel sau am un ruj. O să regret faptul că mi-l pun, dar nu găsesc surgurelul. Mă rog, rujul ăsta e foarte drăguț, e de la NYX. E de la NYX și e în Mansa Los Angeles, amg. Și de aia dacă amestici cumva bine creionul cu conturul ăla, chiar arată decent. Cam așa, deci vedeți, nu vreau să-mi fac buzele mai mari sau ceva, dar uneori fac chestia asta. Dacă vreau să pare că am și eu buze ok. Și cam asta e. Acum hai să mă pieptăm un pic ca să facem și noi la final din ăla shot de beauty guru, omg. Da, atât, nu vreau mai mult. Sper că v-a plăcut, sper că ați înțeles ceva, adică ați văzut că nu fac mare chestie. Ideea asta că asta e pur și simplu. Dacă mai vreți videouri de machiaj, spuneți-mi pe Instagram, pentru că din păcate n-am comentarii. Vă aștept acolo, dar cam asta a fost tot. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like videoclipului, un share prietenilor voștri, fiindcă asta m-ar ajuta foarte, 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 foarte mult. Și m-ați urmărit la canalul meu. Asta a fost tot și noi ne revedem data viitoare. Da, trebuie să-mi dau chestia asta jos. Vă pup! Pa!